Bun venit, oameni dragi! Viața aceasta are extrem de multe anotimpuri și este important ca omul să le cunoască pe toate, este important ca omul să treacă prin toate. De aceea, ceea ce simți este normal să fie simțit exact așa cum este. Am fost oarecum educați să fugim de trăirile care au fost catalogate a fi negative, să facem tot posibilul să scăpăm de ele și să fugim o viață întreagă numai după trăiri înalte, după trăiri elevate, după vibrație ridicată și tot așa. Dar adevărul este că aceste trăiri înalte sunt rezultatul unei trăiri inițial densă, inițial joasă. Pentru că energia pornește de la o stare de vibrație lentă, înceată, și apoi încet, încet, urcă și urcă și urcă și urcă până în punctul în care devine ceea ce noi numim fericire, bucurie, iubire și tot așa. Dar acestea sunt stări transformate dintr-o stare inițial joasă. Astfel că dacă vei continua să tot fugi, să tot fugi de stările joase, este bine să știi că ele vor veni iar și vor bate la ușa ta iar și iar și iar, pentru că n-au unde să se ducă. Este treaba lor să vină la ușa ta pentru ca tu să le elevezi. Iar respirația este o unealtă excelentă pentru a face lucrul acesta, pentru că ați descoperit deja că respirând ți se deschid toți porii, poți simți din ce în ce mai mult, din ce în ce mai clar. Astfel că aceste trăiri care au fost reprimate, suprimate, închise în toate felurile posibile în ființa noastră, e bine, cu ajutorul respirației și a conștientizării momentului, ele pot fi eliberate pentru a redeveni stări înalte, stări minunate. Astfel că este important să nu fugi de ceea ce simți a fi greoi, ci să înfrunți lucrul respectiv cu conștiență, cu deschidere, cu acceptare și apoi el se va transforma. Bun. Este cea de-a patra zi. Mă bucur că facem lucrul acesta. În fiecare dimineață am simțit o mare bucurie că avem ocazia să ne întâlnim. Fiți atenți la schimbările care se produc deja în viața voastră, pentru că inevitabil exteriorul răspunde prin oglindire la ceea ce se află în interiorul nostru. Iar dacă tu continui să lucrezi cu tine, inevitabil exteriorul va răspunde. Dar la un moment dat tu nu mai aștepți asta, nu mai aștepți ca exteriorul să devină un paradis, ci continui să te bucuri de paradisul pe care îl creezi în interior. Și astfel, nemai depinzând, nu te mai agăți de nimic din ceea ce este exterior și el, în ritmul lui, își urmează cursul firesc de a deveni paradis. Astăzi vom combina trei respirații. În seriile pe care le vom face vor fi două respirații combinate, iar la final va fi acea respirație imperceptibilă, acea respirație ninja,
Acea respirație, să spunem că te privește cineva, iar dacă te-ar privi cu atenție, nu ar observa că respiri. Dar tu, de fapt, respiri extrem de profund pe nas. Total atent la acest mod de a respira. Asta va fi la final. În timpul seriilor vom combina două respirații. Prima este o respirație circulară în doi timpi, pentru a fi mai ușor să o faci la început. Poți număra 1 pe inspir, 2 pe expir. Ambii, atât inspirul cât și expirul, sunt activi, adică este o facere, este o implicare. Da? Sau așa. O mai numim circulară pentru că este ca un cerc, este în continuu, nu există timp mort, nu există spațiu între inspir și expir, este continuu, ele sunt legate. Da? Iar cea de-a doua este respirația renașterii, pe care am făcut-o în a doua zi, care implică respirația pe gură, inspirul e ca și cum ai sorbi printr-un pai toată limonada, iar expirul vine de la sine. Expirul nu mai este activ. Dacă la prima este inspir, trag și apoi scot, trag, scot, trag, scot, e bine, la aceasta trag și apoi, ca și cum un balon s-ar desumfla de la sine, nu mai este activ. Da? Iar cele două vor fi combinate în mai multe serii. La fel, la finalul serii îți voi spune, acum este ultima, inspir și țin. Și apoi expir și rămân în retenție. După ce retenția se încheie, inspir, țin, expir. Fac câteva respirații de revenire. Și continuăm următoarea serie. Da? Bun. Sper că sunteți pregătiți, deschiși în fața procesului. Dacă se întâmplă, pentru că am văzut că ați mai scris pe grup, nu am putut să duc respirațiile până la capăt, nu este niciun fel de problemă. Respiri cât poți, cât simți că este cu putință în acest moment, apoi te bucuri deja de senzațiile care sunt, revenind la o respirație conștientă. Este și mâine o zi. Nu forța. Și, de asemenea, dacă în timpul retențiilor nu poți să ții cât ghidezi, să ținem, nu este niciun fel de problemă, ții cât poți. Și, eventual, când simți să respiri, tragi puțin aer, îl scoți și continui să ții. Da? Foarte important, nu te judeca. Ești minunat, ești minunată exact așa cum ești. Existența te-a lăsat exact așa cum trebuie să fii, iar din punctul acesta, evoluția se produce în ritmul ei firesc. Bun.
Haideți să începem. Așa. Vom începe cu respirația circulară în doi timpi. În 3, 2, 1 și... Renașterea în 3, 2, 1 și... În 3, 2, ultima inspir. Și expir, rămân în retenție. Simte ambientul interior cum deja s-a schimbat și bucură-te de ceea ce este aici, acum, prezent. Mă pregătesc să inspir în 3, 2, 1, inspir. Și expir. Să mișc puțin corpul. Să mă întind, să mă întind. Bucurându-mă că mă aflu în această existență, în acest corp. Bun, fac câteva respirații de revenire. Minunat. Și mă pregătesc de seria a doua. Respirație circulară în doi timpi. Încep.
renașterea în ce? Trei, ultima inspir și rămân. Expir și rămân așa. Bucură-te de moment. Simte ceea ce este viu acum aici în tine. Simte cum suflul vieții te viețuiește. Dându-ți putere, încredere, vitalitate. Mă pregătesc să inspir în 3, 2, 1, inspir. La fel, o să mă mișc puțin dacă vreau. Pot să împipăi puțin corpul, să le simt, este aici, sunt în viață, mă bucur de această existență pe acest pământ, da? Bun, câteva respirații de revenire. Ne pregătim de ultima serie. La ultima serie vom face doar respirația renașterea. Da?
Ne pregătim în 3, 2, 1. Începe. În 3, 2, ultima inspir și țin. Expir și rămân în retenție. Bucurându-mă de existența acestui corp. Simte senzațiile, acceptă-le, bucură-te de viață. Nu există alt loc în care trebuie să fii. Ești exact unde trebuie să fii. Universul are grijă de asta, mereu. Cât de frumoasă devine viața când rămân în pielea mea, când sunt cel ce sunt. Ținem încă puțin respirația. Dacă simți să tragi o mică gură de aer să expiri, poți să faci lucrul acesta. Dacă merge încă, rămâi încă puțin. Și ne pregătim să inspirăm în 3, 2, 1, inspir. Expire.
iar acum respirația devine una de ninja, profundă, pe nas, imperceptibilă, ca și cum nimeni nu poate sesiza că ești aici și respiri, dar totuși tu o faci, bucurându-te din plin de ceea ce este viu aici, în interiorul tău. Îi permit acum respirației să fie exact cum vrea ea să fie. Nu mai controlez nimic. Doar mă bucur de ceea ce este aici, acum, prezent. Thank you.
avem nevoie de extrem de multe lucruri pentru a fi nefericiți în această viață. Iar unii ar spune că avem nevoie de extrem de puține lucruri pentru a fi fericiți în această viață. Realitatea este că nu ai nevoie nici de multe, nici de puține. Ai tot ce trebuie aici. Dacă găsești acest moment viu, cu tot ce conține el, asta e de ajuns. Nu e mult, nu e puțin, este doar ceea ce este. Și cu siguranță este de ajuns pentru fiecare. Mulțumesc și mulțumește-ți ție că ai venit astăzi la practică. O faci pentru tine. Chiar dacă mintea ar încerca în vreuna din zile să-ți spună azi nu, azi spune pas, mulțumește-ți că ai venit. Și ți recomand să continui să fii. În continuare, o zi minunată vă doresc. În orice situație, oricum ar fi, când vă aduceți aminte, respirați conștient. Respirația este viață, iar tu ești viața. Mulțumesc, ne vedem mâine.